Original. Aha, și îmi cer scuze de la Dumnezeu că ți-a dat privirea aia într-un punct fix. Aha, îmi cer și o scuze la ceasul lui de la mână. Suntem aici împreună cu Cinerică, urăm și noi casă de piatră. Îl vedeți cum arată. Da, omul e bombardier. Dacă e bombardier și locuiește în casă de chirpic, degeaba e. Eu cred că lui se mai trebuia doar vată în nas și îl făceam Cinerică pe lumea cealaltă. Peste exact o săptămână, sâmbătă 15 iulie, ne vedem la Carei Club, concert Biugi Mafia. Uzi, nu ne zici ceva bine și guză cu tine? Mă apropiu de sfârșitul pedepsei și m-au mutat ăștia de la pușcăriile de maximă siguranță. M-am mutat la o casă de detenție care s-a deschis acum câteva zile. Suntem decât două persoane, eu cu băiatul ăsta. Pentru că am venit noi primii aici, uitați-vă și voi, pus tablouri cu noi pe păzidurile închisorii. Bus, dar la facultatea aia la care ești tu, se intră cu medie mare? Por toți banii de la tata, cea-la-la-la-la. Nu fă mizerie în gât, am City, putut mulții, mă. Am stat de vorbă cu Libian, am stat de vorbă cu unchiul meu, cu Mișu. Am stat de vorbă cu toți copiii lui Pian. Am stat de vorbă cu Elvis al lui Muric. Am stat de vorbă cu Lorența lui Făgăraș. Am stat de vorbă cu Salmen al lui Mișu. Legenda spune că ăsta și acum am mai stat de vorbă. Dar Gigi, la seară jucă mult mai bine în Superliga lui Pește Prăjit.